Salutare, dragii mei! Sunt iarăși eu cu voi, Sofia. Astăzi prelungim să lecturăm. Noi citim, voi ascultați cartea, aproape sigur, de Lisa Graf. Să continuăm! Asupra acestei probleme nu comentăm, Albi. Fiul meu trebuie să scrie corect. Străduiește-te! După ce tata a ieșit din cameră, mama a închis ușa frigiderului și s-a uitat la mine. Eu stăteam la masă. E timpul să mergi la culcare acum. Da, Albi, a spus ea. A mers în camera mea și m-am îmbrăcat în pijama. Chiar dacă nu făcusem duș. Dar se pare că n-a băgat nimeni de seamă. Nu puteam suferi când părinții mergeau la școală. Trecem la un nou capitol, învățatul. Am început să învăț pentru următoarea lucrare de control, la scriere, chiar din ziua următoare, adică de marți, cu 2 zile înaintea zilei în care începeam de obicei. Ia te uită, ce elev model, a spus Calista, când am zis că vreau să facem cartonașele mai devreme. Ușor, ușor. Cuvântul ăsta era ușor. Rimează cu om ușor, a spus Calista, în timp ce desenam împreună pe spatele cartonașului. Am început să râd. Creier, creier. Ăsta era un pic mai greu, fiindcă erau atâtea vocale. Albi, primește o notă bună pe creier, a spus Calista. Îndeosebi. N-D-E-O-S-E-V-I. Ăsta era imposibil. Îndeosebi este un cuvânt deosebit de greu de scris, am spus. Și cu cât repeta mai mult cele 10 cuvinte, cu atât eram mai sigur că nu voi reuși niciodată să le scriu. Corect pe toate. Indiferent cât mă străduiam, nu aveam să fiu niciodată bun la scriere. Mă întrebam cum a putut un tată care scrie atât de corect să se aleagă cu un băiat ca mine. Trecem la un nou capitol. Ce se întâmplă cu creierul meu? Din clipa în care mama a terminat de vorbit la telefon cu consiliera școlii, am știut precis că e ceva în neregulă. Sprâncenele i se încruntaseră grozav. Ce e? Am întrebat-o. Mama nu s-a uitat spre mine și a pus telefonul peste un teanc de hârtii și a deschis bufetul în care țineam cănile. Era doamna McPhillips, a spus. S-a uitat lung într-o cană de parcă ar fi fost murdară, apoi a pus-o în chiuvetă și a luat o altă cană. Mi-a spus ce rezultate a obținut la testul de săptămâna trecută. Oh! Când a spus așa, am știut sigur că era de rău. Am făcut ceva greșit, am întrebat. Mereu făceam de oaie la teste. Oh, nu, Albi, a spus mama, punând cana pe masă. Dar tot nu s-a uitat spre mine. Acum căuta ceva într-un alt bufet, în care țineam ceaiul și orezul, și așa mai departe. Mă gândeam că o să încapă să strige la mine, fiindcă era așa de supărată pe mine. Probabil că dădusem chix de tot la test. Eram și nedumerit, fiindcă atunci când mă descurc bine la lucrările de control, întotdeauna mă strânge tare în brațe și îmi spune cât de mândră este de mine. Dar de data aceasta nu făcea nici una, nici cealaltă. Nu este rău, a continuat. Nu-mi dădusem seama că îmi țineam respirația, dar în clipa aceea am răsuflat ușurat. Doar că, a adăugat ea, apoi s-a oprit pentru câteva clipe și a început să scotocească printre cutiile cu ceai din bufet. Tot lua câte o cutie în mână, apoi o punea deoparte. Nu ai dilexie, a spus în cele din urmă. Discur, am întrebat eu.
Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Astăzi a fost a 35-a zi de lectură. Pa, pa!